Salut, salut! După cum vedeți, fratele, trece vama. Ne eram la o întâlnire la Sârbi. Moto. Da, trebuie să pun, să opresc netul și să pun GPS-ul. Să opresc netul și să pun GPS-ul. BMW. Și întâlnirea este la biserica. Biserica Albă. Ciudat că nu găsește Biserica Albă. Bela cu 2 de L. Bela Ulica Stara Palanca Bela Crv. Începeți deplasarea. Și acum să ne dăm jos. Să ne dăm jos casca și actele. Ia să vedem. Îți apisează pe bord? Ha? Da, da. Una, două, stai așa, să-mi iau astea numai de formă. Hai da. Și după cum vă spuneam, mergem la Sârbi, e un eveniment moto la Sârbi. E destul de aproape de localitatea unde stau eu. Și o să vă filmez de pe acolo, n-am apucat, adică nici n-am pornit camera de dimineață când am plecat de acasă, că drumurile astea le-ați mai tot văzut. Vama la România merge destul de repede, pac, 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 buletin, talon, andale. Vedem acum la Sârbi cum e. Dar n-ar trebui să fie probleme, că am mai trecut acum. Și o să vă arate, fratele, la Sârbi, care aveți drum prin zona asta. O să vă arate, fratele, unde vă luați o fleșcaviță. Oi, leu. Da, vara. Stai că au dispărut GPS-ul de pe bord și nu e bine. Unde e? Navigare, aici. Nu au dispărut așa ușor. Op, op. Mi se dezactivează auto-hold-ul când opresc motorul. Ai auto-hold? Da. Are o opțiune, dacă n-ai bani, îți dă și împrumut. Da? Dacă n-ai bani, îi spui, azi unde cărăm că nu-ți bani, las, dă-i acolo că merge. Mai schimbi 100 de euro. Mai schimbi 100 de euro. Când nu mai ai bani, stai care îți spune motorul, scrie pe bord, schimbi 100 de euro. Din dulapul de sus, de acolo. Actele aici. Casca jos, bănuiesc. Ceva, la Biserica Albă, ceva eveniment?
de motociclete. În regulă. Mulțumesc. Gata? Atunci merg eu în față acum. Merg eu în față, nu? Da. Buzunarul închis, închis. Habar n-am de ce trebuie să te oprești într-o vamă de două ori, dar probabil că e un motiv. Da, nu știu dacă mai țin camera acum pornită. Evenimentul e la Biserica Albă, Bela Crs ceva. Dar o să pornesc camera când ajung acolo și vedem acolo ce se întâmplă. Și când mă întorc înapoi, probabil că o să mă opresc să mănânc pleșcavița aia de care v-am spus. Vorbești singur. Vorbești singur. E, și da, care ați văzut, cu vorbeam și cu prietenul meu, motocicleta are GPS, adică o aplicație pe telefon, îi dai drumul, bagi fără internet. Bagi locația unde vrei pe telefon și îți apare pe bordul motocicletei, dai turn by turn. Nu-ți arată hartă cu pe unde ești, unde trebuie să mergi, îți arată vârșcața, țărșcața, ceva. Opa. Nu sub. Îți arată acolo și îți spune că în 10 km mergi tot înainte 10 km, după aia acolo îți spune altceva. Și ai să oprești sau să oprești că se va auzi în intercom. Să oprești sonorul sau să oprești de turma de cație. Dar da, nu vă mai țin, hai ne vedem de acolo. Ne învârtim de ceva timp aici prin sat, oraș, ce ăsta. Să găsim încotro, trebuie să mergem la eveniment, dar se pare că n-am găsit nimic. Adică n-am găsit noi locația, am întrebat, ne-am oprit, am întrebat. Am găsit un român și mi-a zis cam în principiu unde trebuie să mergem, dar nu știu ce sărbătoare au oamenii ăștia acum, că e plin. Și nu vă zic de motociclete câte sunt aici. Deci ceva eveniment destul de mare. Dar vedem acum. Ce o fi și unde o fi. Și nu vă zic, m-am dat geaca jos, că am mers pe jos, întrebăm. Și am geaca la el motor în top case. Nu mai au, că e cald de mori. Și oricum nu mergem tare. Căldura afară de numai 28 de grade, dar se simte mult mai cald. Merg termocuplele la motor de când am intrat aici. Și dau o căldură la picioare de oh. Dar da, hai că vă filmez, că ce că trebuie să trecem de la al doilea lac, trebuie să ajungem. Am doar n-am unde al doilea lac, dar vă puneți pe camera de pe acolo. Cred că seara e ceva aici, acum pe timpul zilei. Pe timpul zilei toată lumea de aia era plin de motoare în sat acolo. Băi, cât de urâtă. Asta a picat de două într-o zi. Uite, cu spuma, dar dai că mi-a plăcut, nu știu de ce. Pentru perioada aia mă gândesc eu. Care perioadă? Că era cu vreo... Nu chiar 10 ani, era acum 15 ani. Și era acum mult timp. Eu sfatul meu e să ne ducem și să mâncăm o pleșcaviță în oraș și să vedem noi ce mai facem după aia, că nu cred că e mare lucru pe aici. Hai.
Adică toată lumea spunea că mă gândesc că o fi frumos, dar o fi frumos seara, nu la ora 1, 2, cât e acum. Oricum în... Băi, acum că n-am ajuns aici, așa mă aduc aminte, că n-am fost în Grecia pe drumul ăsta. Hai. Cred că clipul ăsta să fie mai scurt decât de obicei, că... Nu, adică am văzut evenimente mai bine organizate. Adică probabil că și ăsta e bine organizat, dar e locul micuț, adică mă așteptam să fie ceva mult mai mare. Merem la Pleș Cavița, ia uite frate cum merg. Merge să mâncăm o Pleș Cavița, că mi-e foame. Au cu lupinițe. Și ne vedem acolo. Am plecat, adică n-am mai stat acolo, că nu e nimic acum, e foarte cald, toată lumea e plecată. De aia erau atât de multe motoare în oraș, că toți erau la cafele, la umbră, stăteau aici, așa e un lac frumos. Ziceau băieții că poți să faci și baie în lac, dar noi n-am venit pregătiți pentru așa ceva. Dar da, ne vedem la mâncare. Ca să vă faceți o idee ce în... Asta cred că e un sat, nici nu e un oraș. Nu știu, o să mă uit când ajung acasă, văd ce eveniment, ce mare sărbătoare e la Sârg. Azi e așa multă lume aici, pentru că eu am mai trecut prin satul ăsta. E gol. Și nebun, e sat mic, 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 da. Și acum e plin de lume, plin de motoare. Hayabusa. Cred că am trecut de Pleșcaviță. Unde ai văzut tu alea Pleșcaviță? Și dacă facem stânga, dăm cu stânga. Mamă, dacă e de cald. Nu știu cum filmează camera, că am dat-o jos ca să pot să o bag în geantul. Unde au văzut el boom? Boom aici. Cum l-am văzut? Și eu. Da. Cât de mic scrie că nu-l vedeam nici dacă mai treceam de 100 de ori pe aici. Deci de 100 de ori dacă mai treceam nu-l vedeam. Eu tot mă uitam în partea aia, am crezut că acolo undeva e. Da. Și cam așa arată, v-am zis că o să vă filmez Pleș Cavița. E la BOOM. Nu știu să vă zic cum intrați de la Vamă, dinspre Reșița, pe la Nădlac, cred că îi spune la Vamă. E primul sat pe dreapta, la primul semafor pe dreapta, o să vedeți, nu aveți cum să nu vedeți. Vedem cum e, hai. Bă, de arătat, arată. E o rudemă. Așa, hai. Doar prima pita goală de satul pe ei, nu te mai pita. Stai să ajungi la carne. Să le spui la frații mei, la prietenii mei cum e. Bună. E faină, faină. Bă, știu să facă. Sărbi știu să facă Pleș Cavița. Ia lor. Dacă nici ei nu știu. Mișoara a trăcuriat acolo, că e un invitat de cucină. Dar eu Pleș Cavița cum fac ei la Sârb, că carne o fac bună. Eu nu am mâncat niciunde.
Ne auzim după ce termin de mâncat. Și v-am arătat locația, bum. În Sârbia trebuie să aveți mare, mare grijă, au ceva chestii din astea, adică dacă depășești limita de viteză la ei, sunt foarte strict. Te duc, dacă depășești cu 20 de km la oră, te duc direct la proces, te ia mașina poliției și au un procuror tot timpul care e de gardă și te duce și te judecă pe moment. Sunt foarte strict cu amenzile, deci mare grijă dacă veniți în Sârbia să nu depășiți limita legală, nu cu mult cel puțin. Dar da, mersi că a stat alături de mine, vă pupă fratele și pa, pa!